Guvernul va acorda în continuare ajutoarele de căldură. Acesta este anunțul făcut de premierul Marcel Ciolacu. El a precizat că majorările de salarii și pensii care au intervenit la 1 ianuarie nu vor fi luate în calcul, astfel că valoarea ajutoarelor de încălzire va rămâne nemodificată. Astfel, majorările de pensii sau salarii de la 1 ianuarie nu vor fi luate în calcul la stabilirea acestor forme de sprijin. Fără această măsură, multor români le-ar înceta aceste ajutoare sau le-ar primi în valori mai mici. Acest ajutor pentru energie e acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suma de care oamenii pot beneficia este în valoare de 1400 de lei. Pentru a fi eligibil pentru cardul de energie, trebuie să te încadrezi în una din următoarele categorii. Pensionarii cu vârstă mai mare sau egală cu 60 de ani, cu un venit mai mic sau egal cu 2000 de lei și pensionarii de invaliditate, indiferent de vârstă, cu un venit mai mic sau egal cu 2000 de lei. Astfel, de aceste ajutoare ar urma să beneficieze sute de mii de oameni. Ar fi profund incorrect să ajungem la asemenea situații, mai ales în acest moment. Așadar, luăm această decizie de exceptare fiind Vorba de viața a circa 800.000 de familii ce beneficiază de aceste ajutoare.